Salutare toată lumea, bineînțeleg, la un nou episod, mă băieți de Samp. N-am mai postat de ceva timp Samp pentru că n-am avut timp, dar acum este weekend, și apucam și eu niște timp liber să filmez Samp. Da, am mai jucat, s-au mai întâmplat chestii pe aici. Cred că și data trecută când am filmat aveam rank 3, nu mai știu exact, dar da, am luat rank 3. Dacă n-am filmat, dar cred că am filmat data trecută. Sau data trecută luasem rank 2, nu mai știu. Da, deci, fraților, asta e mafia mea de suflet aici, eu cred că o să rămân ceva timp, pentru că nu sunt așa de multe ore, alții au 4 ore pe zi, noi avem de-abia 1 ore la câteva zile, ceea ce e foarte bine, având în vedere că nu prea am timp de Samp, dar e ok. Hai să vedem ce facem în episodul ăsta, dar mi-am pus chestia de aia pe dată. Ia, uite, te rapează, bă, mâncați iași. Da, modurile mele, adică modurile alea Hike PC, numai că am scos NB-ul deoarece mă enerva, adică nu că mă enerva, dar îmi place să joc fără NB, știi? Mai ales că eu nu pot, adică nu că nu pot, că e jucabil, da, seama, joc foarte bine și 90 FPS-uri, n-are legătură cu FPS-urile, dar mă încurcă pe mine NB-ul, nu prea place să joc cu NB, așa că am zis să-l scot, o să joc doar cu GTA-ul și cu modurile astea default, am și first person, e un pic, adică nu se pune mâna fix pe volan, pentru că n-avea cum, vă dați seama, e după volanul default din joc, nu e după cum vrea modderul. Deci da, hai să vedem. Dar oricum, îmi plau modurile astea foarte mult, le aveți la mine pe canal, mai că sunt cu tot cu NB și cu mașina asta schimbată. Mașina asta este un BMW, în modurile alea numai că am schimbat acum, căci că n-am voie cu mașină pe 14, cu mod de mașină cu 40 pe mașină cu 20, normal în joc, știi? Și am zis să schimb, să nu risc să-mi iau bani sau ceva. Dar voi dacă... Ia uite mă ce derapează, frate, mașina asta, mâncați așa. Da, deci dacă vreți voi vă puteți schimba sau vă puteți lăsa așa. Eu filmez și de aia, poate să-mi fac oricine post, dar... Ia uite mă ce derapează, mâncați așa. Ia uite cum fac cu ea. No! Mamă, rip. De-abia am reparat-o și deja zboarea răfum din ea. Da, mulți îmi ziceau să mă apuc de OG Times pentru că au văzut că joc și acolo. Da, joc și pe OG Times, am un cont de level 2 și cu avere de vreo 32k. Mi-am luat crash, să mor tu că mi-am luat crash. Wow! De ce mi-am luat crash, lol? Da, hai să intru pe OG Times să vă arăt ce am acolo dacă tot... dacă tot... E să fie, hai să vedem, bam, hai să intru pe GTA să vă arăt ce am acolo. Deci, plănuiam să mă apuc de GTA, frate, adică, bine, după ce ies din mafie, desigur. Pentru că vreau, nu, că am ceva cu Bizon, în niciun caz, chiar Bizon e super tare, dar vreau să încerc ceva nou. Știți ce, vreau să încerc ceva nou, frate, vreau să încerc ceva forță, știți ce zic? Adică n-am jucat în viața mea pe OG Times, gen, să joc serios. Deci niciodată n-am jucat serios pe OG Times. Uitați, cam asta, am 32kk, în total 32, 33 aproape. Și îmi place să mă joc, frate, aici. Am niște prieteni aici, dar băieții sunt facțiuni, n-are nicio mașină deblocată asta, frate. Am vrut să mă mai joc pe GMO-ul ăsta clasic, așa, care l-avea și Baghedo. Adică, practic, OG Times e o copie a Baghedo-ului, nu e nimic diferit. Dar asta vreau să mă apuc de un GM clasic, frate. Adică să joc și eu pe un GM clasic, că ăla de pe Bizon, adică îmi place ăla de pe Bizon, chiar e mai ca lumea, dar vreau să mă mai joc și eu pe GM-uri clasice, să văd cum mai sunt facțiunile în GM-urile clasice și chestii de genul, și asta e faza. Deci probabil o să dau demisia la rank 4 pe Bizon și o să mă apuc aici. Până atunci sper să fac vreo 50 de ore jucate aici și level, nu știu, 10, 15, habar n-am, dar sper să fac și avere, pot să-mi iau mașini și chestii genul, adică știți că eu nu-mi place să joc pe un server unde n-am avere și unde n-am alte chestii, știți, mie îmi place să joc doar pe servere pe care am avere, frate, și am chestii cum e, uite, de exemplu aici am ceva, am 33 chiar, adică aici pot să mă joc, știți, n-am nicio problemă să mă joc aici, dar din contră pe... Să mă apuc de la 0 din nou, să fac eu 30kk, e ceva. Adică e foarte mult să faci 30kk, adică trebuie să muncești multe zile. Na, mă rog, nu e chiar așa de mult, nu-i, dacă vrei să te apuci de la 0 e ok, dar nu după ce am atâta avere, știți ce zic? Deci asta vă zic, eu aș vrea să mă apuc pe OG Times, după ce toată misia pe Bizon. Să intru în facțiune aici, că n-am fost, nu că dau hate sau ceva, n-am nicio treabă. Pot să mă reapuc din nou de Bizon probabil după aia, dar eu zic așa în general că o să mă joc aici. Probabil o să mă mai joc pe Bizon,
O să mai intru pentru eventuri, nu știu, sau să fac 20 de ore pe lună, pentru că să joc o oră pe zi nu e așa de mult, dar în principal cred că aici o să-mi desfășur acțiunile după ce îmi dau demisia pe Bizon. Adică peste vreo 2 săptămâni cred că o să iau rank 4 pe, adică în Mafii, acolo, și vreau să-mi apară în Faction Log, rank 4, știți, ca să am mai multe șanse la alte facțiuni. Dar v-am zis, GMO Classic de pe OG Time să mă atrage foarte mult și aș vrea să mă apuc aici, mai ales că aici băieții oferă și bonusuri, știu, youtuberilor mi se pare. Acum nu știu dacă o să-mi ofere mie un bonus, având în vedere că am 4 episoade, 5 episoade filmate pe serverul lor, dar am, na, pui mei, pot să ofere și ei. Uite, de exemplu, pot să vă ofere și OG coduri de alea, să le băgați, nu știu, OG code, cred că era, da, și vă băgați aici codul și primiți bonus ceva de pe urma mea, mă rog, de pe urma serverului. Hai să mai iau și aici o gură de aer, că deja am vorbit. Asta zic, deci, poate o să joc aici, nu se știe, după ce o să iau rank 4 pe Bizon, probabil nu o să mai prea filmez pe Bizon așa de mult, pentru că aici o să-mi desfășor acțiunile în mare parte. Deci v-am zis, rank 4, demisie și aia e. Sau nu știu, probabil nu o să dau demisia, probabil o să-mi joc și acolo și aici, nu se știe. Dar, bă, și ce o să fac? O să joc aici. Dacă văd că mă acceptă în facțiune și intru în facțiune, dau demisia acolo. Nu de alta, dar nu vreau să. Adică, dacă nu, dacă o să fac contul ăsta și nu o să intre în nicio facțiune, vă dați seama că nu o să mai stau să aplic și o să mă joc pe Bizon. Dar dacă intru într-o facțiune sau ceva, o să dau demisia pe Bizon la rank 4 și o să joc aici. Dacă intru în facțiune, dacă nu intru, probabil o să stau până intru. Vă dați seama că nu o să aplic o dată, nu mă acceptă, gata, frate, nu mai aplic. Vă dați seama că o să aplic, what the fuck, nu? Dar văd, eu până acum am muncit la ăsta să fac aici niște avere, am skill 2 la farm, ceea ce e bine, zic eu, adică am și un venit pe server, să vă slăștați. A, nu slăștați, Thermal skill 2, imediat fac skill, mă rog, aproape imediat fac skill 3, ceea ce e bine. Părerea mea, am ajuns și părerea aveți, părerea mea că e foarte bine. O să mai stau să muncesc probabil până mâine trebuie să fac skill 3, mai stau în seara asta. Vreau să fac skill 6 la farmer, să am un venit pe server, adică când am nevoie de bani să-mi iau o mașină sau să nu știu, să fac ceva, să plătesc la cineva o datorie sau ceva pe server, să am bani, să pot să-i fac, să am venituri mai ok. Și da, eu zic că e ok, adică jobul ăsta de fermier e super ok pentru chestia asta. Da, dacă jucați careva pe OG Times, puteți să ziceți. Eu v-am zis, dacă o să pot să fac cu admini ceva, să-mi dea și mie OG coduri de alea pentru voi, o să vă dau. N-am nicio problemă cu chestia asta. Dacă iau și eu ceva bonusuri, bine. Dacă nu iau, iarăși bine. Nu știți că nu joc pe un server doar ca să iau bonusurile serverului. Asta nu mă interesează. Eu muncesc pentru averea mea. Dacă ei îmi dau bine, dacă nu îmi dau, iarăși bine. Nu știu, nu le am aici ceva băieți pe aici. Nu le am cu ăsta. Nu știu ce fac băieții pe aici. Dar eu o să văd. Eu, dacă mă oferă bine, dacă nu, nu. Eu, oricum, da, caut și clan, pentru că știți că și pe Baghdad am fost în clan, frate, și da, vreau și să caut și aici un clan, frate, ca să fie șmecher, să fie atmosfera ca acolo. Se mai ne înjură, mai discută, mai alea. Și da, contul ăsta n-are nicio sancțiune, de asta vreau să mă apuc pe el, pentru contul ăsta știți că eu jucam pe live, am 3 ore sau ceva de genul pe el. 3 ore 59 pe el, slash time. Slash time. 1400. 1479 de secunde că fac și eu în seara asta 4 ore dacă e. Da. Deci după cum am zis, pe serverul ăsta am ceva ore jucate pentru că le-am jucat pe live-uri și în alte episoade. Deci mi se pare corect, nu? Și este de player, ora 11, mi se pare corect încă o dată. Deci și player, nu e server fantomă sau ceva. Dar v-am zis, nu o să mai intru în mafii, cel puțin nu o să mai intru curând de mafii, pentru că nu am timp de mafii. Deci dacă era să fiu un lider de la să dăm 4 atacuri pe zi, nu aveam timp. Luam TV. Luam TV și mă scoteam 3 zile din facțiune. Dar aici, dacă intru într-o pașnică sau ceva, o să am timp, credeți-mă, pentru că nu e așa de mare lucru aici, știi? Să stai într-o pașnică, mă refer. Dar pe Bizon, de exemplu, uite, la raport la School Instructor, știți ce greu era? Pentru că nu erau mulți playeri să dea Need Legend, știi? Dar aici sunt mai mulți playeri. Aici, pe Bizon, acum sunt 300, aici sunt 533. Și de-abia s-a dat restart, că trebuie să se bage. Adică, bine, playerii te ajută la raport mai mult, știi? Și nu sunt așa de mulți în facțiune. Adică sunt, vă dați seama, dar nu toți. Vedeți, uite câți civili, vedeți? Majoritatea sunt civili, ceea ce e super bine, pentru că pot și eu să fac raportul easy aici, știi? E super easy, opa.
Deci, v-am zis, probabil o să mă apuc aici să joc, pentru că eu nu se vor spertare. Eu o să mai filmez, o să mai fac job. Sper ca în seara asta să fac skill 3. Asta e skills 21 mai trebuie să livrez pentru skill 3. Super tare. Da, probabil în vreo o oră și un pic ar trebui să fac. De fapt nu o oră, o oră, două ar trebui să fac skill 3. După aia skill 4, skill 5, skill 6 și am venituri easy aici. Zic eu, nu? Am brăgăit, what the fuck, am brăgăit. O, 72 pentru munca ta pe câmp, respect! Florica Tractorista ne-a dat 72.000 de dolari. E respect, frate, e putere rău de tot. Da, după ce livrez și o să fac asta, o să închid filmarea, să pun la upload și o să vedem ce mai face, frate. Eu n-am nici cea mai mică idee, nici cea mai vagă idee. Ce o să fac? Probabil o să mă apuc de OG Times. Eu sper că asta se va întâmpla pentru că e un server super tare și merită și el o șansă. Baghia, dar m-a acordat o șansă, mi-a plăcut, mi-am luat turn, m-am lăsat. Dar nu, nu din, adică nu că din cauza, dar n-am nicio treabă. N-am nimic cu Baghia, mi-am luat turnul ăla, că am zis fă-mă-mă. După aia, Bizon, am acordat șansă, mi-a plăcut, încă îmi place, o să joc pe el până iau rang 4 și după aia o să mă mai joc ca civil, ca să dau roburi, chestii de genul și probabil odată și odată o să mă reapuc. Ce să mai zic? Hai să mă gândesc. Am mai acordat șanse la servere, mi-au plăcut, unele nu, unele da, dar la OG Times nu am acordat nicio șansă, frate. Am zis, frate, doar nu mă joc, mă, că ăsta are GMK Bachia, du-mă, e de căcat. Dar uite, frate, a venit momentul să acord șanse și OG Times-ului, să văd cum e, pentru că eu nu sunt genul ăla care să joc pe un server ca disperatul să iau admin sau ceva. Nu, eu joc pe mai multe servere, joc, le acord o șansă fiecăruia, eu dacă îmi păstream toate conturile pe toate serverele până acum, aveam, cred că la conturi de level 40-50, gândiți-vă, eu contul ăsta de Bizon în niciun an n-am reușit să-i fac level aproape 40, avere, chestii. Vă dați seama, am muncit ceva la el, frate. Și contul ăsta de OG Time sper să fie la fel, frate. Am vrut să fac skill 5 la toate joburile pe Bizon. Am făcut skill 5 la detectiv, la farmer și am skill 3 la curier și skill 2 quarry worker. E ceva, adică am muncit pe serverul ăla, chiar am muncit la joburi, adică n-am stat. Păcat că pe Bizon la skill 5 îți dă avion la farmer și cu avionul ăla te bușești foarte easy. Nu, e foarte greu să faci cu avionul la farmer. Nu știu, e foarte nasol. Dar e ok. Oricum aici. Ho, respect. Stai un pic. Nu, ce fac cu urmă? La când avansez în skill se schimbă tractorul la farmer. Că-s curios dacă e ca pe Bizon, că am văzut pe unii cu combine de alea și asta e foarte curios dacă se va întâmpla chestia asta. Adică, vă dați seama că n-am nimic împotrivă dacă se schimbă și dacă nu se schimbă, e permis, dar acest mod este permis. Ok. Coie, cum facem mașina asta? Face... Ciudat. Coie, cum face mașina? What the fuck? Ia uite-l, mă. Frate, ce facem, mă? Bă, nu! Coboie, fugi, împinge ma. Stai să o blochez cu aia, stai să o blochez. Uai, ce l-a fix, am blocat-o, poate o furat bulangiul ăla. Da, băieți, eu sper că v-a plăcut acest episod. Sper că v-a plăcut acest episod. Nu ezitați să apăsați pe butonul de subscribe la canal și ne vedem data viitoare, salut!